Îndrăgostiții care vor să-și unească destinele de Valentine's Day trebuie să știe că își pot depune cererile doar vineri 3 februarie la sediul primăriei din Târgu Jiu. Cei care vor să aștepte ca acest eveniment important să aibă loc de dragobete, adevărata sărbătoare a românilor, trebuie să meargă la sediul instituției pentru depunerea documentelor pe data de 15 februarie. Vineri pentru Sfântul Valentin, urmând pe data de vineri 3, urmând ca pe 15 să fie pentru dragobete. Ca și ora am zis că să mergem undeva în jurul prânzului, să fie aceste oficieri, având în vedere, sperăm noi ca și vremea să țină cu noi, ca de fiecare dată, și să nu plouă sau să ningă, ca noi să ne putem desfășura activitatea. Chiar dacă este o sărbătoare importată, în anii trecuți, mai multe cupluri au ales să spună da în fața ofițerului de stare civilă. În fiecare an am avut cupluri. Se pare că noul trend al Sfântului Valentin a avut mai mult efect asupra cuplurilor și, drept urmare, din 2000, de când, să spunem, oficiem căsătorii de Sfântul Valentin și de dragobete, s-au înregistrat un număr de 62 de căsătorii, comparativ cu dragobete, când s-au înregistrat un număr de doar 28 de căsătorii. La sediul instituției au ajuns deja primele cupluri pentru a cere informațiile necesare, manifestându-și intenția de a se căsători de zilele îndrăgostiților.